Bună ziua, eficientizarea energetică este subiectul zilei, și după ce am discutat cu Ana Maria Marin, Head of Marketing Business to Consumer de la Enelix România despre acest subiect, am promis și revenim cu câteva lămuriri despre cum putem calcula această chestiune și cât cum putem să vedem care până la urmă sunt avantajele pentru noi ca și consumatori. Bună ziua, bine ai revenit la Press Alert Live. Aveam o datorie să le explicăm oamenilor cum pot să calculeze ce economisesc. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, discutam anterior despre ce înseamnă să fim eficienți din punct de vedere energetic și acum cred că merită să aducem în discuție câteva exemple concrete cu ceea ce putem face în locuința noastră și cum ne putem adapta comportamentul de consum. Um, aș începe cu exemple pe care le-am putea aplica încă de mâine, să spunem, sau chiar de astăzi. Suntem în sezonul rece, uh, cu toții sau o parte dintre noi folosim centrala ca și sursă de, de încălzire. Um, dacă decidem să urcăm cu un grad mai sus, să coborâm cu un grad mai jos temperatura centralei, acest lucru ne poate aduce o economie în ceea ce privește consumul acestui aparat cu până la 6%. Un grad mai jos nu înseamnă neapărat Discomfort. disconfort. La fel este și în cazul aerului condiționat, și aici, dacă decidem să ridicăm temperatura aerului condiționat și să fie ușor mai cald în casă, dar să nu ne afecteze confortul, și aici putem avea o reducere de până la 5%. Discutam în conversația anterioară despre becurile LED. Becurile LED versus becurile incandescente au un consum de până la 80% mai mic. Pe lângă acest consum redus pe care îl au, durata lor de utilizare este de până la 50 de ori mai mare, ceea ce înseamnă un impact asupra mediului mult mai mic și suntem și prietenoși în această zonă. Exemplele pot continua. Dacă dispunem de anumite resurse, putem să ne gândim să ne producem singuri energie electrică. Din ce în ce mai mulți. Com Utilizatorii, din ce, în ce mai mulți consumatori, se gândesc la variante de producție de energie electrică, și cea mai des întâlnită ar fi Panoura. sistemele fotovoltaice. Aici lucrurile stau destul de simplu. Dacă deținem un spațiu unde putem să montăm aceste panouri, fie că vorbim de o locație sau pe sol, și unghiul de inclinație. Orientarea acoperișului sunt favorabile, putem să ne producem singur energia pentru a ne acoperi consumul propriu. Energie verde, dar până să ajungem noi acolo, că mai vedem cum e, că acum avem și discuțiile cu taxele, dacă vor fi sau nu taxe din 2026, de asta e alt subiect. Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă și mă gândesc că un, avem un consum suplimentar, că și toată lumea folosește instalații, toată lumea vrea să arate cât mai bine casele sau apartamentele sau bradul și sunt, aceste instalații sunt practic vin cu un consum suplimentar de energie. Există vreo șmecherie, ca să zic așa, ca să nu se simtă prea mult în factură? Cu siguranță bă, orice bă, consumator pe care decidem să-l utilizăm suplimentar față de ceea ce avem, va aduce cu el un consum suplimentar de energie electrică. Dar asta nu înseamnă că nu putem să lucrăm în această zonă. Spuneai mai devreme de instalație. Cea mai des utilizată în rândul consumatorilor caznici ar fi instalația de brad. Dacă ne gândim la o instalație de brad, să luăm un exemplu. 100 de becuri, o durată de utilizare aproximativ 5 ore pe zi, pentru că o folosim când suntem acasă, aceasta poate consuma pe lună până la 7 kW dacă becurile utilizate de această instalație nu sunt becuri LED. În schimb, dacă optăm pentru o instalație de Brad cu același număr de becuri, cu aceeași durată de utilizare, dar becurile să fie de tip LED, putem reduce consumul până la 1 kW pe lună. Lucru care se va simți cu siguranță în ceea ce privește e aproape gratis. consumul. E aproape gratis dacă ai doar un kilowatt, zic. Exact. Um, alte bă, mici îmbunătățiri pe care, pe care le putem face. Haideți să ne gândim la perioada sărbătorilor. Lumea este acasă, gătește mai mult pentru a pregăti masa festivă. Și aici putem adopta anumite comportamente care să ne ajute să reducem consumul de energie. Să gătim pe cât posibil cu capacul uh, oalei pus. În felul ăsta reducem timpul utilizat în vederea gătirii unui fel de mâncare. Uh, temperatura pe care o setăm în uh, camerele locuințelor noastre. Dacă optăm pentru un termostat inteligent, putem decide să avem o temperatură diferită în camerele pe care nu le utilizăm. Să nu încălzim o cameră atâta timp cât ea nu este utilizată. Putem opta pentru senzori. Senzori care ne vor face atenți că o fereastră este deschisă și ne vor opri centrala termică, astfel încât să nu facem o risipă de energie electrică. Și exemplele uh, pot continua. De unde ne putem informa corect până la urmă despre consumul de energie electrică, despre tot ce înseamnă această reducere, despre eficientizare? Pentru că dacă intri pe rețelele sociale, toată lumea se pricepe și la energie, cum se pricepe și la fotbal, și la politică, mai nou și la război? Cu siguranță, în această perioadă, mai des decât vedeam anterior, pe internet sunt tot felul de soluții și tot felul de trucuri pe care putem să le aplicăm. Noi am decis să dezvoltăm un hub de conținut unde să postăm săptămânal. Trucuri pe care le putem, le putem face astfel încât să economisim energia electrică pe care, pe care o consumăm, să demontăm mituri în ceea ce privește modul în care consumăm și cât consumă anumite electrocaznice. Acest hub ne-am dorit să fie un hub de încredere. Tocmai de aceea vom găsi acolo povești ale oamenilor care au aplicat soluții de eficiență energetică și ei ne spun care au fost beneficiile acestor acțiuni. Ca lucrurile să fie cât, cât mai valoroase pentru consumatori, toate aceste trucuri și toate calculele pe care le facem sunt împreună cu partenerul nostru, Energy Policy Group, care ne ajută constant astfel încât să oferim un conținut valoros consumatorului. Care final. e hub-ul? Cum se numește? Hub final este Electripedia, îl găsiți pe site-ul www.nl.ro electripedia și vă invităm acolo să cunoașteți poveștile expuse și uh, calculele și modul în care putem să facem, uh, facem uh, economie în ceea ce privește consumul de energie. Multe, multe trucuri până la urmă, cum le spuneam. Mulțumesc, Ana Maria Marin și sărbători fericite cu facturi cât mai mici, nu-i așa? <laughs> Mulțumesc și eu, sărbători frumoase!